Din Asociația Televiziunilor Independente din România fac parte ca membrii fondatori șase posturi locale de televiziune. Azi TV Bistrița, TV Buzău, TV Neptun Constanța, 1 TV Deva, TV Galați și Televiziunea Târgu Mureș. Întâlnirea de astăzi a pus bazele unui cadru de cooperare între televiziunile locale din România. mers ce urmărește implementarea unor programe de schimb de publicitate și producții proprii între membrii asociației, dar și creșterea nivelului de profesionalism și competență prin derularea de programe comune de formare profesională și perfecționare. Consider că demersul nostru de astăzi este unul binevenit pentru tot ceea ce înseamnă televiziuni locale din România. Este binevenit pentru că ne pune la dispoziție un cadru care ne permite, totodată, să ne îmbunătățim grila de programe și, totodată, să facem un schimb de experiență considerabil. Pe de altă parte, Vom pune la dispoziția clienților noștri, în primul rând clienților de publicitate, un cadru prin care să-și poată face publicitate în toate televiziunile locale partenere. Este un pas important, zic eu, în vederea extinderii și profesionalizării televiziunilor locale și a susținerii independenței în media prin această. Asociație. Acest demers se adresează televiziunilor independente locale, care, odată unite, în mod categoric, vor avea o altă putere la nivel național. Sper că o astfel de colaborare să fie benefică și reciproc avantajoasă. Deocamdată, pentru noi, cei ce suntem fondatorii acestei asociații, în scurt timp, până la sfârșitul anului, pentru cel puțin câte o televiziune din fiecare județ al țării. Consider că este pentru prima dată când în România, iată, și televiziunile locale prind contur. Este foarte, foarte benefică această inițiativă. Deja este înființată asociația, trebuie să mă obișnuiesc cu numele ei, mă scuzați, Asociația Televiziunilor Independente, subliniez, independente din România președinția Atir este asigurată de directorul general al televiziunii Târgu Mureș, Cristian Georgescu. Până la începutul anului 2010, Atir își propune să aibă câte un membru în fiecare județ din România.